Bun găsit tuturor, bine ați venit la canalul meu, Luminița Tarot. Voi face oroscopul zilei de 19 februarie pentru semnele de foc, berbec, leu, săgetător. Haideți să vedem zodia berbec. În această zi văd că veți afla anumite vești, noutăți în ce vă privește și văd că veți simți, poate veți intra în contact cu copii, dar în același timp văd că veți avea parte de momente plăcute, da? Și veți auzi anumite secrete în ce vă privește pe dumneavoastră, acele secrete personale, private și în ce privesc anumite persoane. Poate vă veți întâlni cu cineva din trecutul dumneavoastră și veți auzi anumite vești confidențiale, rezervate. Aici îmi spune că veți face un drum, e clar, și vă doriți să faceți un drum puțin mai în depărtare, să spunem așa. Va veni, vă veți muta sau o schimbare va veni și văd unde ați mai fost. Văd că veți face un drum unde ați mai fost. Și oricum aici văd că veți afla noutăți interesante și veți fi mai curioși decât de obicei, să aflați mai multe lucruri, să aprofundați mai multe lucruri, să studiați, de ce nu? Da? Deci veți intra în contact cu persoane de valori, de valoare. Haideți să vedem zodia berbec. Aici, da, văd că veți avea foarte multe oportunități sau vă veți face un pic de iluzii în ce privește o persoană mai misterioasă sau veți avea anumite gânduri ascunse în ce privește anumite lucruri interesante. Aici văd că veți avea mai multe de ales, mai multe oportunități, va trebui să faceți o alegere, dar văd foarte multe iluzii, nu numai acest lucru. Poate pe rețele de socializare veți vedea acest lucru și veți aprofunda. În ce privește drumul, văd un bărbat aici care vă va aduce un beneficiu. Veți pleca la drum cu un bărbat onest, care vă stă alături, vă ajută. Văd că veți avea parte de beneficiu la acest drum din partea unui bărbat și aprofunda anumite studii sau vi se vor face, veți auzi anumite, vi se vor spune anumite secrete sau văd curiozități din partea dumneavoastră în ce privește o vacanță. O vacanță în altă țară, peste hotare și în ce privește iubirea. Văd că aveți foarte multă speranță la această vacanță și vă veți informa și veți comunica cu acest bărbat de o vacanță unde există apă. Da, și acolo veți aprofunda, da, vă veți interesa mai mult, veți aprofunda mai mult această vacanță. Haideți să vedem. Îngerul Merlina, ești confuz și indecis, ceea ce v-am spus, da? Pentru că nu ai suficiente informații, da? Deci, cum spuneam, dumneavoastră cred că plănuiți ceva să faceți o vacanță sau undeva într-o altă țară, la drum. Și acolo veți aprofunda. Consultă un expert înainte să iei o decizie. Într-adevăr, dacă veți fi confuși, indeciși, nu știți ce să faci, nu știți ce să alegeți și nu doriți să greșiți, consultați un profesionist, un expert în domeniul acesta și vă va ajuta și vă veți face lumină în idei. Da? Și așa veți reuși să luați o decizie. Oamenii mei dragi, vă îmbrățișez și vă aștept data viitoare. Vă doresc o duminică plăcută, tot binele din lume. Doamne ajută! La revedere! Zodia Leu. Haideți să vedem. În această zi văd că veți sta pe acasă, casa va avea un rol important, o femeie mai în vârstă cu care veți comunica, veți vorbi, veți intra în contact, poate veți merge în vizită la această femeie. Văd foarte multă intimitate în familia noastră, stabilitate, siguranță și această femeie în vârstă vi se spune fii prudent, fii înțelept. Da? În ce privește un trecut, în ce privește anumite circunstanțe îndepărtate, această femeie îți va da sfatul de care ai nevoie. În ce privește o aventură, văd că doriți să riscați și să plecați în aventură. Văd că doriți să produceți sau să faceți ceva anume în această zi. De aceea îți spune prudență și fii înțelept, da? Nu te grăbi. Studiază bine lucrurile, nu fi impulsiv,
Haideți să vedem. În casa dumneavoastră văd că veți avea foarte mare consolare din partea familiei și foarte mare vă veți afirma și văd că divinitatea vă va sta alături. Și în ce privește această femeie este o femeie din familia dumneavoastră de origine. Văd că vă va oferi constanță și vă va ajuta în reușita dumneavoastră. Deci, Zodia Leu, aici văd că dumneavoastră doriți să plecați într-o aventură în ce privește anumite drumuri pentru norocul dumneavoastră, dar văd că veți avea parte de succes, dar în drumul dumneavoastră va fi și obstacole, va fi o transformare aici, un dezechilibru, o suferință sau poate chiar o schimbare care nu ați așteptat-o. Văd o schimbare, un dezechilibru aici, să știți. Veți da seama că alegerea care ați făcut-o nu a fost tocmai bună. Este o eroare aici, de aceea vi se spune această bătrânică, această femeie în vârstă, să fiți prudenți și să vă folosiți înțelepciunea și cereți sfatul unei femei mai în vârstă, dar totuși văd că veți avea parte de un nou început, o veste nouă pentru voi cu mai multă stabilitate. Poate vi se va crește salariul, veți primi premii, o rezolvare, o sumă de bani. Eu văd că veți avea parte de un nou început foarte stabil. Așa că cred că veți asuma riscul, veți avea obstacole și dezechilibre, dar văd că va fi bine. Haideți să vedem îngerii. Îngerul Zana îți spune așa: ești protejat de orice pericol, ce a fost mai rău a trecut, așa că îți cer să te relaxezi și să te simți în siguranță. Deci, stați liniștiți că tot ce a fost mai rău a trecut, așa că mergeți înainte pe strada dumneavoastră, da? Și văd că unii dintre voi chiar sunteți protejați de divinitate, conectați de divinitate și litera Zeta N are un rol important în viața dumneavoastră. Oamenii mei dragi, vă îmbrățișez și vă aștept data viitoare. Dacă nu v-ați înscris la canal, apăsați clopoțelul și veți primi notificări pe parcurs cu ceea ce voi distribui. Numai bine, la revedere, sănătate! Zodia Săgetător. În această zi văd că veți avea parte de surprize, de vești pozitive, de cadouri. Văd aici că va veni către dumneavoastră aceste omagii. Dar văd și un hoț. Aveți grijă la o persoană mai hoțomană, să spunem așa, care încearcă să aducă o schimbare, să fugă de responsabilități sau să... Văd o amenințare, un risc aici, o trădare sau o păcăleală, o manipulare, da? Din partea unui hoț. Acum dumneavoastră veți ști care e acea persoană, dar văd totuși o schimbare în ce privește aceste surprize, noutăți pozitive. Poate e cineva care va încerca să, poate să facă mișto sau să vă învârtă cum dorește persoana sa. Și aici îmi spune lejeritate, îmi spune că să fii mai atent, să fii mai atent la acest hoț, să fii cu picioarele pe pământ, să nu iei ceea ce auzi sau ceea ce îți spune. Adică să nu iei pe bune ceea ce auzi și ceea ce spune, pentru că îți spune multe și nevrute. Da? Așa că de aici te avertizează să fii mai cu picioarele pe pământ, să nu visezi, să nu fii foarte lejer. Să încerci să fii cât mai concret, să vezi realitatea cum este de fapt. Pentru că aici îmi spune că poate vei face vreo imprudență și te vei arunca și vei fi inconstant. Și îți vei face foarte multe iluzii și aici îți spune că să fii atent că îți trimite o avertizare. Da? Un bărbat din trecut poate dorește aceste noutăți pozitive de la tine, aceste cadouri, poate le dorește pentru ei. Deci aveți grijă, da? Oh, deci haideți să vedem pentru Zodia Săgetător. Să clarificăm cine e acest hoț și de ce această lejeritate. Da, din partea unui anunț, o schimbare fericită. Veți primi o veste, un anunț fericit, aici o bucurie, un anunț care vă va aduce bucurie, un anunț din trecutul dumneavoastră, cifra 6, 24, 41, 5,
46-10 are un rol important. Și acest hoț este o femeie cu un copil, bă, este rivală, o femeie în semn de pământ, aur, fecioară, capricorn, bă, este rivală și geloasă și poate această femeie va încerca să aducă o schimbare, să vă păcălească, să vă manipuleze. Haideți să vedem. Și văd că aici, oricum, vă veți bucura. Văd o fericire. Și văd trei persoane. Vă veți bucura, totuși, de aceste vești noi care le veți avea, de această schimbare fericită, de omagii, surprize. Dar aici, hoțul ăsta cu această rivalitate și gelozie din partea acestei femei, este contra, este geloasă, bu. Văd o amenințare din partea acestei femei. Și aici, în ce privește imprudența noastră, în ce privește o realizare, o logodnă sau o fericire, un proiect, vă veți bucura de reușita acelui proiect. Poate în ce privește internetul, pe internet sau ce treabă are cu rețele de socializare. Aici veți avea parte de o realizare și vă va bucura acest lucru. Îngerul Shanti, eu sunt îngerul păcii, deci îți donez liniște și te ajut în strada pe care o ai de parcurs. Îngerul Shanti aici să vă ajute, să vă stea alături. Vedeți acest leu și această uiță? Asta înseamnă că veți avea parte de provocări și sfide și va trebui să dați dovadă de curaj și de forță. Să fiți compasionevoli, să fiți bun cu voi înșivă, poate voi aveți luna sau ascendentul zodia leu. Aici e nevoie să fiți în pace, să fiți echilibrați, liniștiți și în armonie. Și îngerul păcii e aici ca să-ți doneze liniștea în viața ta, da? Și se vede că ai nevoie de acest lucru. Se vede că va veni pacea în viața ta, da? Vei trece peste acele sfide, acele provocări, peste acele suferințe, acele remușcări sau cine poate ai auzit anumite reproșuri, da? Poate ai avut anumite eșecuri și trebuie să dai dovadă de bunătate, să dai dovadă de bunătate, dar și cu tine însuți, nu numai cu alții. Dar în același timp să aveți curaj și să fiți puternici, dar într-un mod delicat, amabil, iubitor. Pentru că aici leul de obicei poate arăta și de impulsivitate, nu? Pentru că dacă ai sfide și provocări poți să devii impulsiv, nu? Dacă ești atacat, tu încerci să te aperi, poate și sunt anumite persoane care răspund chiar și într-un mod impulsiv. Aici te sfătuiește să fii într-un mod mai amabil, mai delicat, pentru a nu dăuna nici sănătății sau să nu dăuneze chiar sufletului tău, da? Oamenii mei dragi, aceasta a fost etalarea, vă iubesc, vă doresc tot bine din lume și noi ne vedem data viitoare. Dacă nu v-ați înscris la canal, apăsați clopoțelul și veți primi notificări, este gratuit și noi și așa veți primi vești cu ceea ce voi distribui eu pe parcurs. Dumnezeu să vă binecuvânteze pașii, Doamne ajută! La revedere, sănătate, o duminică plăcută, la revedere!